Mihai Eminescu, deci toți au făcut câte o antologie, le-au făcut câte o antologie. Și părinții se teamă chiar asta, că mi-a spărat. Singurul care a refuzat, a fost Romin Ferdinescu. Adică nu am vrut, pur și simplu. Flămând mai într-o și el pentru că a fost ultimul care l-a luat pe mine din poezie, de la Botoșa. Dar ceea ce e interesant este că eu în cartea asta am spus, domnule, tot am avut scandal cu Internala Comediei. Eu tot scriam altceva și ei tot de-aia să o au. Adică, și Grigoriu, și mă rog, și critici bune, eu nu așa. Cei care m-au spus că nu sunt înainte, toți îmi luau de chestia aia. Să bă, eu în cartea asta nu o să bag cu Internala Comediei și am băgat numai ultimul sonet în care îmi cer iertare, adică nu-i niciun cuvânt în el la locul lui, și îmi cer iertare de-i face poezii de care scrisă în Internala Comediei. Bun, dau cartea, îmi dă telefon Zelu Dorian care răspunde pe colecția asta și pe cum ne-ai da cartea are și-o post față, făcută din mine de acolo. Zice, ăla s-a scris de coperta noastră că cel mai merit titlul la această carte este Internala Comediei. Zic, băi, cum se poate, că eu nici n-am băgat, deci probabil că nu s-a uitat în carte sau ce să... Și s-a insistat foarte mult, că este chiar iarăși, cam în vers. Tot așa, am spus, băi, nu, puneți vers, că o să vă împărți, nu vreau Internala Comediei. Și poți face toată despre Internala Comediei. Eu am spus, stai foarte bine, că îi compensează lipsa volumului Internala Comediei. Și pe asta am rezolvat chestia. Deci cu cartea asta am avut probleme, că era așa de plăcere, cum că o făceam pentru că doreau cei de la Botoșa. Trebuie să vă spun, dar m-a citit, să încep să citesc poezii, am citit două sau câte am citit, la mână. Primul volum de versuri, care se cheamă Plutonism la Mișca, a fost, eu i-am dat poezii lui Dimov. Îmi plăcea foarte mult și i-am dat volumul tot. Și i-am spus lui Dimon, uite, fă tu aranjamentul. Deci, primul volum pe care l-am scos este aranjat de Dimon. Ordinea poeziilor e făcută de Dimon. Și i-a început cu elegii, o drag și drept cu Cătălin de Vară. Iar chestia asta cu religia asta, dom'le, nu a fost critic care să nu înceapă și să nu citeze întreaga poezie cu bucătăria și cu bara și cu chestii și cu ce era acolo, care iarăși o poezie nostalgică, pentru că am dat de copilărie. Când mi-a apărut povestea boemașului de țară, și a fecioarei și aia a fost nu tot titlul, că nu mai pot până nimic. De la lectura 3, deci până și 3 să este. Dar ce Michelescu, care e un tip foarte simpatic, vorbește foarte pofticios, așa, și are o vârfă delicioasă, așa, care îi dă apunt, după aia să vorbească și mai nu știu ce. A spus că Drumanul din bucătării a intrat în latrine. Da. Tabără care stătea grasă, el a mai emisiune de așa. Dar a spus, să vă citesc eu poezii, chestii, nu știu ce. Și a citit o chestie că elevii se duc la școală și ascund chiloții în penal, penal. Și după aia nu mai citit, că nu mai putut. Și a spus, dar ăsta e pedofilă, domnule. De ce povestești chestia asta? Pentru că mie mă intriga foarte mult
Și era așa timpul, era chiar, cum se cheamă, aia care face promo. Că era o fetiță subțirică, așa, și-a tocmea să spună ceva și ăștia, adică au acoperit, nu au pus pe nimic. A, mă chemați pe mine și eu n-am vrut să mă duc. Și-a zis, dar de ce nu miniți? Și nu vreau, la București, să mă duc la București, să-mi facă pilaf caca. Era absurd. De la asta n-am renunțat, am băgat la antologie asta. Povestea Bohemia Jurii Țară. Foarte multe poezii sunt scrise datorită unor chestii absolut reale. Este una astenie care începe vorbiți încet sau poate chiar în șoaptă. În anul 4 făceam la clinica 3 medicală sau în 2 și acolo erau bolnavi de sânge. Era un tânăr de 20 de ani care avea leucemie, o formă acută, o formă galopantă, care avea foarte multe hemoragii, asta era chestia lui. Fugea sânge de nasă. Și pe ușa rezervii scria vorbiți încet, adică era o precauție, adică nu sunt răbăim noi de acolo grupe de care treceau, veneau. Noi nu eram sobri la... Nu pensii sobri și așa, așa, ce face medicina lui. Era, mă rog, de așa, cumva nici nu se putea, adică medicii nu pot să suferi cei care bolnavă în parte, îi frapă în câteva zile, nu rezist. Să mai dați în să vă sugestii. Nu vreau să mă apuc, am sugest poliții. Când era la grădiniță, mă punea mai cu mașina învățătoare. Dom'le, mă punea la toate cerbări, îmi spuneam poliții. Și chestia asta nu mi-au secat dorința de a spune. Ne gândeau... Am dat niște... Când făceam cura aia cadaverică, totuși făceam vers. Îl făceam de stihuri. Dar niște de stihuri foarte... liniștite, așa niște. Poezia aia se chema, era foarte lungă, când am stat vreo 3 luni. Și le țineam minte, bineînțeles, dacă le făceam în cap, îi țineam și ca la pușcărie, îi țineam minte. Se chema TVC. După aia l-am publicat, după ne-am publicat pe la 60 de ani am mai publicat niște fragmente și toate se chemau idibri. Erau de stipuri care sunt foarte calme.